Sunt Tănase Stamule, conferențiar universitar, de 20 de ani locuitor al sectorului 1, membru al Partidului Național Liberal și vreau să candidez la primăria sectorului 1. Ne aflăm astăzi în zona Piaței Romană Victoria, în Piața Amzei. Uitați-vă puțin, această piață a noastră, a cetățenilor de cartier, este de 4 ani pur și simplu blocată. Primarul invizibil și echipa sa de incompetenți nu au putut să dea drumul la Piața Amzei. Sunt câțiva comercianți aici care pur și simplu sunt irelevanți la cât de mare este această piață. Sute de locuri de muncă sunt pierdute din cauza incompetenței primăriei, iar cetățenilor din cartier li se ia piața lor, Piața Amzei. Este prioritar pentru viitoarea administrație să refacem Piața Amzei, să transformăm această zonă într-un centru pentru cartierul Piața Romană. Aici trebuie să fie efervescență, aici oamenii trebuie să vină să-și facă piața de la țărani și de la producători cu cele mai bune produse agricole. Asta înseamnă administrație liberală, asta înseamnă proiecte pentru cetățeni. Sunt Tănase Stamule și vă invit în echipa mea.